Povestea se numește Cursa motocicletelor și a fost scrisă de un băiețel tare drăgălaș, foarte inteligent, pe care îl cheamă Alexandru Sebastian Roșcan. El este mai micuț așa, are numai 7 anișori, dar o să vedeți voi ce poveste frumoasă a putut să scrie el. A fost odată un băiat pe nume Alex. Îi plăceau foarte mult motocicletele și își dorea din tot sufletul să participe la o cursă de motoare. Din păcate, acesta nu avea suficienți bani pentru a-și putea cumpăra una. Într-o zi, s-a hotărât să organizeze un târg de vechituri, gândindu-se că poate o să reușească în felul acesta să adune o sumă mare de bani pentru a-și cumpăra o motocicletă. S-a urcat în podul casei, a luat toate lucrurile vechi și a organizat un târg chiar în fața casei lui. Prima dată, a venit o bunicuță care a văzut un ceas cu pendul și, având în vedere că al ei tocmai se stricase, s-a hotărât să-l cumpere. Bună ziua! Cât costă ceasul acela minunat? Întrebă bătrânica pe băiat. 20 de lei, îi răspunse el. Doar 20 de lei? Ce vrei să faci cu banii tăi de re? Vreau să-mi cumpăr o motocicletă și să particip la o cursă. Bunicuța îi dădu lui Alex o bancnotă de 200 de lei și îi spuse să păstreze toți bani. Băiatului nu-i venea să creadă așa ceva. Sărea în sus de bucurie. Al doilea cumpărător dorea să cumpere o mașină de tuns iarba, dar Alex nu avea așa ceva printre vechiturile găsite în podul casei. Văzând că domnul respectiv este foarte dezamăgit, băiatul s-a oferit să-i dea mașina lui cea nouă. Acesta, văzând gestul lui Alex, îi oferi dublu pentru ea. Al treilea client dorea să cumpere o canapea, dar Alex avea doar una stricată și nu a vrut să-i o vândă așa. Bună ziua! Aș dori să cumpăr o canapea. Ai așa ceva? Nu am. Am o singură canapea care este foarte stricată. O am în garaj, dar nu pot vinde pentru că îi sar toate arcurile. Îmi trebuie o mașină de cusut specială pentru a putea să o repar. Super! Am eu o astfel de mașină de cusut, îi spuse domnul lui Alex. Vorbiți serios? Da! Eu îți propun să-mi dai canapeaua și dacă reușesc să o repar, vin și îți dau banii pe ea. Ești de acord? Da, sunt! Dacă doriți, vin și eu să vă ajut. Sigur că da. Mulțumesc frumos! Alex împreună cu acel domn au reparat canapeaua. Aceasta era superbă! Clientul generos s-a hotărât să-i dea băiatului 500 de lei pentru canapea. Alex era în culmea fericirii. Într-un sfârșit a reușit să facă rost de suficienți bani pentru a-și cumpăra o motocicletă. S-a hotărât să meargă să-și caute motocicleta pentru cursă. Din nefericire, la primul magazin în care a mers, nu a găsit motocicletă suficient de rapidă. Însă, după mai multe căutări, în al doilea a reușit totuși să găsească motorul perfect. Era de un roșu strălucitor, imprimat cu flăcări aurii și o panteră neagră. După ce a cumpărat-o, a trecut pe lângă niște propulsoare de ultimă generație. Deoarece îi mai rămăseseră bani după cumpărarea motocicletei, a hotărât să îi cheltuie pe cele două propulsoare. Cursa era peste 2 zile și Alex s-a decis să se culce de vreme ca ziua următoare să se antreneze. Dimineața se trezi la ora 6 și începu să se antreneze. Motocicleta era rapidă, iar băiatul era un șofer iscusit. S-a antrenat ore întregi fără oprire, până când se făcu prea întuneric pentru a continua și se duse direct la culcare. Veni și ziua cea mare! Alex se trezi foarte târziu.
Când se uită la ceas, observă că era ora 7:45. Oh, nu! Cursa începea la 8! Uitase să-și pună alarma! Sări repede din pat, se echipă de întrecere și se urcă pe motor. Nu ar fi ajuns niciodată la timp, era prea departe. Atunci Alex atașă propulsoarele. Acum mai avea o șansă și porni ca vântul. Din fericire pentru el, ajunse la timp. Mai erau 3 minute până la start. Avea timp să-și detașeze propulsoarele care erau interzise la concurs. La linia de start se aflau încă 3 concurenți. Și uite așa, se dădu startul. 3, 2, 1, start! Alex și încă un concurent pe motocicleta sa albastră porniră în trombă. Ceilalți doi erau mult în urmă. Trebuiau să treacă de 4 steaguri. Cel roșu, cel galben, cel verde și în final cel de la linia de finish. Alex și concurentul albastru trecură de primul steag, adică cel roșu. Atunci băiatul realiză că adversarul lui era așa de rapid datorită faptului că trișa. Avea și el propulsoare, dar spre deosebire de Alex, el chiar le folosea. Trecură și de steagul galben. Concurenții rămași în urmă, dar abia trecură de steagul roșu. Ei nu erau o amenințare pentru Alex, dar deodată el și concurentul albastru făcură pană. Era cel mai rău lucru cu putință care li se putea întâmpla. Alex îl văzu pe adversarul său redutabil mergând să-și aducă o roată nouă, dar vulcanizarea era destul de departe. Băiatul se hotărâ să meargă cu tot cu motocicletă până acolo. Când ajunse, comentatorul zise: "Oameni buni, uitați-vă! Se pare că avem un trișor! Doamnelor și domnilor, concurentul albastru folosea niște propulsoare! Va fi descalificat!" Alex își repară motorul și porni din nou în cursă. Din fericire, ceilalți concurenți de-abia ajunseră până la locul din care porni el. Era un concurent verde și unul galben. Băiatul nostru era în fruntea tuturor. Dar adversarul cel verde nu se lăsa mai prejos. Accelera! Era la egalitate cu Alex. Trecură și de steagul verde. Victoria putea fi a oricui. Și trecură de linia de finish. În același timp am putea spune noi, dar poza făcută în clipa atingerii liniei de final spunea altceva. Alex câștigase cu jumătate de roată. Trofeul și cei 10.000 de dolari îi fură în mânați. Câștigătorul însă îl văzu pe concurentul verde foarte trist, așa că îl întrebă: "Hei, ești bine? Ești supărat că n-ai câștigat?" "Nu chiar," zise el. "Aveam nevoie de banii ăștia ca să-mi construiesc o casă în Italia lângă familia mea. Părinții mei nu au bani suficienți." Băiatului îi păru rău de adversarul său, așa că îi propuse să împartă premiul și să considere că a fost remiză. Concurentul verde fu de acord și primi jumătate din bani. Așa că Alex avea acum o motocicletă a lui, câștigase cursa, avea un trofeu strălucitor și 5.000 de dolari. Dar cel mai important, avea un nou prieten, pe concurentul verde, care acum avea o casă frumoasă lângă familia lui în Italia. Învățătura acestei povești, pentru că voi știți foarte bine că orice poveste are și o învățătură, învățătura este următoarea. Te poți bucura de un premiu câștigat corect, dar și mai mult te bucuri atunci când împarți o parte din el cu un prieten aflat în nevoi. Cu alte cuvinte, dar din dar se face rai. Și cu asta, dragilor, Pufi vă spune la revedere până la o nouă întâlnire și nu uitați, vă aștept poveștile pe adresa mea de mail, poveștilelui@gmail.com. La revedere! Pufi vă iubește! Bum 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 b